Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Dot Storming este un instrument de votare foarte util în activitățile de învățare. Vă propun să îl utilizați în activitatea didactică de la clasă și iată, așa cum este prezentat și pe site, aveți mai multe oportunități în a-l utiliza. Haideți să încercăm. Apăsați butonul galben, încearcă pe gratis. Cu ajutorul contului dumneavoastră de e-mail, cu adresa de e-mail, vă creați un cont gratuit, alegeți o parolă și, bineînțeles, se va deschide interfața Dot Storming. După cum observați, aveți trei butoane, roșu, albastru și galben. Cel mai utilizat, evident, este butonul New Voting Board. Veți adăuga câteva detalii legate de workspace, evident, opțional. Va trebui să alegeți un titlu pentru denumirea de board a votării și o descriere de asemenea opțională. După cum observați, în partea de jos, puteți alege câte voturi poate oferi fiecare elev în parte. Vă recomand ca să bifați un singur vot și, de asemenea, mai jos, cum va fi share-uit posibilitatea ca fiecare elev să poată vota, ori printr-un link, ori printr-un e-mail sau printr-o parolă. Am ales să o share-uim printr-un link pe care îl puteți redirecționa elevilor dumneavoastră pe WhatsApp foarte ușor. De la butonul Upload puteți încărca diverse imagini de pe device-ul dumneavoastră, astfel încât elevilor să le fie mult mai ușor să se direcționeze către întrebarea sau propunerea pe care o aveți în luarea deciziei. Am ales să le propun să decidă care dintre formele banilor este cea mai utilă. Iată, deja le prezentăm prin această imagine principalele forme ale banilor. De asemenea, ei pot vota atingând acea inimioară din cadrul din zona imaginii. De asemenea, putem adăuga diverse întrebări sau comentarii sub forma unor carduri pe ecranul principal. Și iată, în partea din dreapta jos apar participanții. De aici puteți să share-uiți linkul către acest Dot Storming, către această pagină de votare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în activitatea didactică. La revedere!